Salutare, prieteni! Pentru cei care nu știu cât este de muncă cu iepurii și ce valoare au iepurii, vreau să vă arăt cât gunoi se scoate aici. Am scos de la 4 cu 3, 7 cuști. Aici și ce în roabă. Așa, 7 cuști. Nici nu mai știu, 36 de cuști, cam așa am. Și trebuie să curăț la fiecare. Avantajul este cu alea mai mari, că bag furca și scot mai ușor. Și aici îi movila de un an de zile de gunoi. Nu știu cât de bine se vede. De-aia îmi place noaptea, care bliț și se vede mai clar. Așa e movila. E cât o căpiță. Iar cam și sus. Punem pe pauză să nu cadă în direct. Așa, ne-am urcat sus pe căpiță. Să vedem frumusețile. E aici din vârful acoperișului. Priveliște frumoasă, cu pomi înfloriți, iarbă verde, lucernă, grădinile semănate și eu mi-am semănat, unde se termină zarzavatul, mi-am semănat lucernă anul acesta, pentru că am mare nevoie de lucernă. Cam atât, dragi prieteni, am vrut doar să vă arăt câtă muncă colosală îi cu iepurii, care spun că îi mult prețul de 50 de lei pe kilogram. La 4 luni de zile să-i dai de mâncare, să-i cosești, să-i dai porumb, să umpli sticlele cu apă. Lucerna nu am în grădină, trebuie să mă duc cu mașina, benzina până acolo, plimbările cu roaba, dus înapoi, cel puțin două portbagajuri pline de lucernă în fiecare zi. Acum s-au înmulțit iepurii, aia era în jur de 100 de iepuri. Acum dacă e 150, o să trebuiască 3 portbagajuri de mașină pline cu lucernă. Deci vă dați seama ce muncă colosală îi pentru iepuri ca să crești și lumea spune că e mult, 50 de lei pe kilogram. Vă las pe voi să vă gândiți și să apreciați dacă se merită sau e prea puțin. La revedere!